Cine rezonează, rezonează. Ok. Da. Divine masculin, divine feminin. Da? V-ați întâlnit? V-ați plăcut? Ce rămâne de făcut? Da. Și cumva v-ați întâlnit când deja ați înapoi în viitor, nu uita. Și nu mai suferi atâta, tu sau ea, tu sau el, pentru că înapoi în viitor voi v-ați întâlnit cu lecțiile învățate și cu totul pus la punct. De aia v-ați întâlnit. Și după aia vi se dă marșa de timp, e ca și cum tu zici că înapoi, dar e în viitor, da? Înapoi în viitor. Vi se dă marșa de timp, v-ați întâlnit cu toate lecțiile făcute, foarte serios, amândoi, cu serios, da? După aia vi se dă divin o marșă de timp ca să puneți la punct relația. Și ea e cu povârnișuri, ridicușuri, coborâșuri, da? Ca să ajungeți înapoi în viitor, în clipa în care v-ați întâlnit, da? Și e puternic, e frumos, e divin. Despre asta, de fapt, e lecția. Copilaș drăgălaș. Da. Despre asta e. Impregnează cu iubire situația în care te afli, da. Să-ți placă deranjul în relație. Înțeles? Să-ți placă deranjul, să-ți placă. Nu o ieși și de data asta. Da? Să-ți placă, să-ți placă. Divin ți se dă. Onoarea. Să faci, să înțelegi, să dregi, să guști. Da? Așa. Da, e un nou început, ce ziceam, da? Și munca grea de până acum, că a fost greu, da? În relație. Începe să dea rezultate. Da? Cu cine rezonează? Okay. E sfârșitul unui ciclu. Da? Se termină cel cu ce am zis. Aia a fost dată marșa de timp. Da? Și cheia e comunicarea care, știi deja, tu cu tine. Da? De aia se întâmplă ce se întâmplă, fiecare în colțul al casei a lui, da? Să-și găsească colțul preferat, să-și ia un scaun, unul într-o parte, altul în altă parte. Și comunică, nu cu ea sau cu el să-i scoți ochi, că tu ești așa, că așa, așa e din start, asta e, că alta n-ai, alt gând n-ai, deștept. Fiecare în gândurile lui, da? Și comunică, el cu el, ea cu ea. Ce Dumnezeu a fost asta? Ce vrea să-mi spună, da? Ce vrea să-mi spun? Și îi dai de capăt, înțelegi, da? Înțelegi, pentru că ajungi înapoi în viitor, ca să te întâlnești cu omul drag și să fii pregătit. Da? Ok, acum.